O șansă în plus o au acum cetățenii de etnie romă din comuna Șimian. Aici a fost inaugurat primul centru de informare și consiliere profesională pentru cetățenii de etnie romă. O să vă rog să-mi spuneți dacă dumneavoastră lucrați sau dacă aveți școală, dacă știți să scrieți, să citiți. Școală n-am, nu pot să citesc, că n-am școală. Am în jur de vreo 10 nepoți, care toți sunt frecvențiați de școala primară de la clasele 1-8. Și sper ca pe viitor să poată să învață și o meserie mai bună. Aici va avea loc consilierea romilor în meseriile care vor să le facă în viitor. Funcționarea centrului este asigurată din Fondul Social European. Acest centru multifuncțional va oferi informare și consiliere individuală, consiliere de grup, va stabili traseul profesional al persoanelor defavorizate care sunt în căutarea unui loc de muncă. Vom stabili parteneriat de cel mai scurt timp cu mai multe instituții din județul nostru, inclusiv cu ajutorul FMU. Deschiderea centrului nu ar fi fost posibilă fără implicarea Consiliului Local al Comunei Șimian. Trebuie să facem orice ca să încercăm să le îmbunătățim condițiile de viață. În cadrul centrului de informare și consiliere profesională se vor organiza cursuri de formare, de inițiere pe calculator și se vor organiza întâlniri de mediere cu angajatorii.